o livadă care nu aduce numai bucurii, aduce și supărări. Asta ar putea să fie, în concluzie, zisa pentru ceea ce face inginerul Zagrai. Un om care, căruia Dumnezeu i-a dat tot ce ar putea să-i dea unui om ca să fie fericit. Și nu este fericit. Oare de ce? Este o întrebare de fel retorică, pentru că dumneavoastră ați văzut că nu există răspunsuri la întrebările pe care acest om și le pune. Este un profesionist. Bat jocul e mai grea decât orice. Un profesionist care se simte umilit pentru că nu poate să-și facă meseria. Să sperăm că vor fi și zile mai bune, domnule inginer. Să dea Dumnezeu să fie și așteptăm pe cei care doresc să ne vadă livada să vină cu mare plăcere după 1 octombrie. Vom face și o întâlnire cu politicienii în livada lui Zagrai, poate o invitație, de ce să nu? Să nu fac cum fac profesorii sau cum vrea să facă profesorii, să nu invite la ăsta. Da, îi chem pe politicieni care se gândesc la agricultură, care se gândesc la oameni, care se gândesc la cei necăjiți, pentru că eu sunt un exponent al lor. Mă doare efectiv că am trăit toată viața mea, am trăit-o între ei și asta cred mă doare cel mai tare. O întâlnire binevenită, dragii noștri politicieni din Bistrița Năsău și nu numai cei care ne vedeți și ne auziți. Cred că ar fi tare bine să ne întâlnim pentru câteva ore în această lume care seamănă cu Edenul, cu Edenul din care Adam și Eva încă nu au fost izgoniți și poate că pășind așa pe țărână să vedem că lumea noastră este și frumoasă. Totul da, depinde de noi, frumos, să știm să ne respectăm. De verde, e curat. Dumnezeu ne-a dat. Nu mai poate, mai mult... Noi să ținem traista deschisă, nu? Atât, sau dacă... să ne băgăm în traistă. Da. Am terminat pe un ton așa mai vesel, pentru că n-are rost să ne încrâncenăm. Viața este așa cum este, ceea ce depinde de noi facem. Domnule inginer, vă doresc drum bun spre lumea frumos. Spre care tânjiți să o cunoașteți și să veniți cu impresii de acolo, să ne le împărtășiți și nouă. Vă mulțumim Dumnezeu. De ospitalitatea cu care ne-ați primit în livadă. Dragi prieteni, sunt Melania Cuc. Sper că invitația noastră de a veni în livadă va fi onorată de dumneavoastră și ne-ar bucura să fie așa. Vă doresc o seară plăcută și vă dau întâlnire pe săptămâna viitoare. Dragi prieteni, ne apropiem de final. Colegul meu, Emil Nechiti, operatorul acestei emisiuni, îmi sugera să fac finalul cu o poezie. N-am să fac o poezie, n-am să ascult ce mi-a spus el. Îmi venea acum în minte
un fragment dintr-o romanță. Nu știu să cânt, din păcate, în fânul de curând cosit, dar credeți-mă, are un miros extraordinar. Nu este fân, este o tavă, pentru cei care știți ce înseamnă o tavă. Toată livada inginerului Zagrai este curățată, o tavă este adunată în căpițe printre merii care sunt plini de roade. Eu am pentru dumneavoastră un buchețel de brândușe. A fost o emisiune care pentru unii dintre dumneavoastră, dragii mei prieteni, a putea să fie un pic traumatizantă. Este viața reală așa cum este ea, cu bune și rele, cu bucurii și cu tristeți, cu proză, cu tragedie, cu dramă, dar și cu poezie. Un buchet de brândușe pentru dumneavoastră, primele brândușe din această toamnă, despre care inginerul Zagrai îmi spunea că va fi o toamnă lungă și frumoasă. Pentru mine, ca om de televiziune, a fost o zi superbă. A fost o zi în care m-am reîntâlnit cu mama natură, în care simt că trebuie să fiu recunoscătoare pentru ceea ce Dumnezeu ne-a dat nouă aici pe pământ, aici în Transilvania, aici în România. Dragi prieteni, sunt melancolică. Sunt Melania Cook, vă spun la revedere și vă dau întâlnire pe săptămâna viitoare.